astăzi, oameni buni, este Revelionul! La mulți ani! Oameni buni, vine anul 2024 și practic astăzi va fi Revelionul în momentul în care eu postez acest videoclip și îl voi sărbători alături de Andrei 2010, așa că nu uitați să dați un mare like pentru anul 2024, pentru că ieșim din 2023 și intrăm direct în 2024 cu forțe proaspete și haideți să vedeți ce nebunie am făcut cu Andrei 2010 de Revelion. Ha, ce zi minunată în care pot să mă uit la pește absolut toată ziua și să nu se întâmple absolut nimic. Andrei? Bă, ce faci, bă? Bine, stau și eu. Tu ce faci? Tu stai degeaba? Nu, dar până la urmă care-i treaba ta, că nu înțeleg. Diseră e Revelionul și tu stai degeaba. Hai să ne pregătim, bă, vine 2024. Andrei, ce? Stai o secundă. Ce, mă? Vine 2024? Ce? Da. Oh my god, azi e. Azi e. Ce, bă, tu ai uitat? Azi e Revelionul, Andrei? Dacă nu ziceam eu, te culcai și te trezeai în 2024. Ai de capul meu, eu chiar am uitat. Bă! Mamă, vine Revelionul! Bă, Andrei, bă, stai, mă, nu mai dat cu artificii, ca asta ai nebunit? Păi și, ce face că n-avem niciun plan de Revelion? Hai să ne pregătim, deci. În primul rând, hai să testăm artificiile astea de le-am luat de pe net. Da, de pe site-ul ăla de zici tu că iau numai prostii, în fine. Ce, mă, cât ai mai cheltuit pe artificii? Nu mult, decât vreo 8.000 de euro, în fine. Ce, mă? Da, dar e ok că am luat fără TVA. Ai, ok, da, dacă ai luat fără TVA, da, ia să vedem. Mamă, ce s-a stea, bă? Deci, asta îl numesc Furia Albastră. What? Ok, hai să vedem cum e Furia Albastră. Oh my god, ce? Oh my god, mamă, ce? Păi și ce trebuie? O să se lanseze? Ce se întâmplă? Da? Oh! Mamă, cum s-a dus? Hai de capul meu, uite cum a lăsat. Bă, băiatule, uite cum se duce. Imaginează-ți noaptea cum se vede. Bă, băiatule, uite-te, chiar că e mișto. Ok, ia, ce mai ai? Ăsta l-am numit Lava Necurțătoare. Bă, ce nume s-a stea, mă? Lasă-mă! Ia, hai să vedem, ea. Ok, și... Bă, băiatule, cum se duce? Doamne, Andrei, ești de bun, de unde l-am așa ceva? Cred că noaptea o să fie mișto rău, pe bune. Da, mă, Andrei, bă, mișto cu artificii și așa mai departe. Dar totuși, întrebarea rămâne: ce facem în noaptea de Revelion? Da, bună întrebare. Lasă-mă că vedem noi. Hai să ne pregătim în timpul ăsta și să lăsăm întrebările. Păi să ne pregătim de ce? De Revelion, da. Mă, Andrei, noi cumva n-avem niciun plan în noaptea de Revelion. Salvează-ne! Hai, mă, Andrei! Cum fix tu, care ai atâția prieteni, atât de multe chestii, cum de fix tu nu ai nicio idee de Revelion și ce să facem de Revelion? Ha, bine punctat! Prieteni! Da, chiar! Prieteni! Dăm două secunde. Andrei, hai să o întrebăm pe Ioana. Ioana, știi tu, n-am făcut niciun Revelion până acum împreună. Ce-ar fi să facem Revelionul ăsta ca prietenii? Da, ce zici? Da, actually eu am alte planuri. O să fac Revelionul cu iubitul meu. Ce? Ioana are iubit? Nu te panica, Andrei. Am altă soluție. Ionuț, ce faci de Revelion? Adică ce-i spune să-l facem noi doi? Adică și cu Andrei și practic să ne distrăm și să... Băi, eu n-am bani. Torel, ce spui? Vrei să facem Revelion împreună? Băi, eu nu am cum, că na, trebuie să stau aici la carturi și na. Ce, mă, și de Revelion stai la... Bă, ce, Andrei? Hai să facem Revelionul la carturi cu Dorel. Andrei, ăsta ar fi efectiv cel mai trist Revelion ever. Andrei, e clar, nu avem planuri de Revelion și cred că o să fie ca anul trecut. Ha, mă, că anul trecut n-a fost chiar așa rău. N-a fost, a fost extrem de rău, Andrei. Yay, iupi, 2023, ce tare, wow, artificii. Ce zici, bă, Andrei, tare Revelion, nu? Da, eu mă culc. Ce, bă, stai, Andrei, dar stai că e de-abia 12 și 10 minute. Na, poftim.
cel mai tare Revelion 2023. Orice s-ar întâmpla, nu o să ajungem ca anul trecut, promit. Ok, Andrei, sper că nu mă minți. Haide, Andrei, gândește. Mai atât de puțin până diseară când e Revelionul. Gândește și tu. Ok, bine. Am o idee. Știu. Bă, am și eu. Ok, spunem în același timp, ok? Tu primul? Nu. Spunem în același timp la 3, 2, 1 și, ok? 3, 2, 1, savant! Exact! Nu cred! Oh my god, am gândit la fel! Bă, și mai aveam o idee în cap. Revelion cu Lorenzo. Ai, n-aș vrea să mor anul ăsta, adică știi ce zic? A, ok, bun, vin după mine, hai să mergem la savant. El ne poate ajuta 100%, are un plan pentru noi de Revelion. Mamă! Da, ce spuneți de parkour? Savantul e Revelionul. Cum să facem parkour de Revelion, ai nebunit? Păi bă, nu e orice parkour. E parkour de Revelion. Savantule, tu ne iei la mișto? Nu, dă-te, Andrei, că de aici prea eu. Savantule, nu poți să ne lași așa. N-avem niciun plan de Revelion, n-avem niciun prieten și n-avem nici bani. Pentru că Andrei a dat 8000 de euro pe petarde și artificii. Bă, dar nu e vina mea. Bă, mai taci, mă. Savantule, te rog. Bine, mai am o variantă pe lângă parcurs, dar nu știu dacă o să vă placă. Este vorba despre un super show de artificii într-un super oraș modern unde puteți să vă distrați la maxim. Dar na, nu știu dacă vă place ideea asta. Ce mă? Bă, Savantule, tu ai nebunie, cum adică să nu ne placă? E genial! Da, și pot participa și eu să dau cu artificiile mele. Știam eu că nu le-am luat degeaba. Bă, dar mai lasă-mă cu artificiile tale, că nimănui nu-i pasă, crede-mă. Ok, deci să înțeleg că vreți să mergeți la un super show de artificii și să aveți cel mai tare Revelion din viața voastră? Eu cel puțin vreau. Atunci intră portalul din spatele tău. What? Ce mă, portal verde? Bă, ce portal verde? Ok, păi hai să intrăm, presupun, Andrei. Hai, 3, 2, 1. Wow! Ce mă? Doar nu credeți că o să vă duc chiar atât de ușor la locația Revelionului. E prea mișto ca să scăpați așa ușor. Așa că trebuie să faceți un nivel de parcur. Ce bă, deci noi chiar facem parcur de Revelion până la urmă? Bă, stai. No, deci nu se poate așa ceva, Andrei. Noi chiar facem parcur de Revelion. E numai vina ta că tu ai apelat la savant. Păi da, bă, da, a zis că dacă facem nivelul ăsta, practic o să te ducă la o locație șmecheră. Adică, bine, atunci hai repede până nu se face 12 noaptea. Ok, savantule, ne vedem la final. Mamă! Bă, hai mă, că e chiar ușor, adică pa. Mamă! Hai că vine, Andrei. Haide, bun, perfect. Mamă, bă, frate, dar vezi că mamă, dar numai mie mi se pare. Sau chiar zici că e un parcurs de Revelion? Adică zici că l-a făcut, ai de cap. Bă, Andrei, dar explică și mie cum se întâmplă că în fiecare episod efectiv ajunge să face câte un parcurs. Eu nu înțeleg pur și simplu. Ok, unde sunt? Bă, habar n-am unde ești, dar bă. Hai mă, frate. Bă, Andrei, fii atent, trebuie să tragem de levelul ăsta. Dar tu chiar nu te gândești, frate? Te-aș împinge până la 12 că e prea amuzant. Da, foarte amuzant, sincer, a murit de râs. Deci nu mai pot de râs, efectiv ești prea amuzant. Dacă ar fi să-mi petrec Revelionul, așa aș face eu. Cum mă, să mă împinge lavă non-stop până la 12 noaptea? Doamne, Andrei. Bă, dar tu chiar ești nebun, efectiv. Iută-l bine, mă. Oh my, ai de capul meu. Andrei, nu știu, cred că o să ne petrece Revelionul aici, efectiv. Nu, dar cât de mult e? Bă, n-am nici cea mai mică idee cât de mult e parcursul ăsta, adică cât de mare e, dar un lucru e cert. Nu-l mai suport. Andrei, cred că acolo e finalul. Cred că ne apropiem. Nu! Andrei, acolo e finalul, nu pot să cred. Haide, 3, 2, 1. Wow! Mă, ce? Unde suntem? Bine ați venit! Înainte să vină ora 12, trebuie să încercați aceste super artificii de Revelion. Chiar sunt șmechere. Ce bă, Andrei, what? Artificii? Ce bă, adică deja avem artificii aici? Mamă, aproape e seara, aproape e ora 12 și... Oh my god, Andrei, câte artificii! Oh my... No, deci nu se poate așa ceva. Ok, Andrei, acum avem toate artificiile posibile și urmează să le testăm. Yay! Deci doar uite-te câte avem aici.
Ho-ho-ho! Și o să începem de la cea mai mică și drăguță până la cele mai mari artificii posibile. Și o să facem una câte una. Ăla e un scaun, da, efectiv asta e un artificiu cu un scaun. Nu înțeleg exact cum funcționează, dar Andrei, hai, pa. Bă, nu! Uitați-vă la el, oameni buni. Și fiți atenți, uite, oh my god, ajutor! Da, stați liniștiți, Andrei în siguranță, cred. Ok, Andrei, o să încep eu cu prima artifică, care este extrem de mică și drăguță. Și fii atent, hai să o punem aici să vedem care e faza. Ia, bam, 3, 2, 1, yeah, și... ce-a fost, mă, asta? A fost petardă de-aia mică. Da, e de-aia de la piață, 3 lei. Băi, îi dau nota 5. Pentru a doua artifică, Andrei, fă tu onorurile. Haide, dă-i tu foc, ia să vedem cum face. Haide, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Și ia uite, mă. What? Bun. Mamă, bă, pentru 5 lei eu zic că e ca lumea aia, sincer. A fost destul de mișto, ok. Hai să o vedem și pe asta. Ia. Fii atent, dă-te la o parte. Ce? Asta e pognitoare de-aia pe loc. Nu-mi prea m-a impresionat. Ce, bă? Mie-mi plac. Bă, nu știu, alea care se duc în sus. Păi asta nu prea s-a dus în sus. Bun, ia fii atent, ia să o vedem pasta. Deci fii atent, ia-o pasta și arunc-o. Ci că pasta trebuie să o arunci, arunc-o încolo, arunc-o încolo. Repede încolo, repede arunc-o, efectiv. Iu-o, ia. Oulă, mamă, ce rucat-o, ia să vedem cum face. Și, bă, cât arunci, bă. Doamne. Ok, da, slab. N-are niciun talent, efectiv, slabe. Acum hai să trecem la astea mai mari, Andrei. Ia să o vedem pe asta. Ok, așa, dă-le. Omule. Ia. Păi astea, bă, sunt interesante și astea. Culori, bă. Bă, vezi că stali, vezi că nu sunt rele. Merg, mă, de Revelion, chiar merg astea. Chiar sunt ok, sincer. Și totuși, pentru cât am dat, câte am dat pe astea, nu știu. Ai, uite și explodează. Bă, a fost decent. 20 de lei bucata, tu ce zici, au meritat sau nu? Da? Bob, ok, hai să o vedem pasta aia. Ce-o fi nebunia asta? Pasta nu o da momentan, ia să vedem. Ce ia? Ok. Ia. Oh, mamă! Păi, eu vezi cum face, se duce în sus? Ce tare! Frumos, face un show de-asta de lumini. Ah, frumos, mă! Wow, ce tare! Bă, cât de tare a fost asta! Bine, 50 de lei bucata, mă rog. Hai să vedem și pe asta, ia! Mamă! Asta cred că face tot la fel show. Ia să vedem, dar cu albastru de data asta. Ia vezi eu! Slab. Bă, zăpadă. No, a fost slab. Hai să le vedem pe astea, ia. Astea sunt mai mari, ia să vedem. Bă, Andrei, pregătește-te. Bă, vezi că-s mișto astea, ce tare. Vezi că-s mișto. Ia vezi, mă, asta, da, astea de Revelion merg. Bă, hai, dau drumul și la astea, hai să dăm drumul și la astea. Ok, ia să vedem. Astea sunt mai mari. Mamă. Ia vezi, mă, sunt tari și astea. La final, mamă, dar vezi că astea chiar sunt mișto, bă. La final trebuie să spunem că au fost cel mai șmechere. Mamă. Ok, ia să vedem și rachetele astea și inimioara. Ia să le vedem, ia, dă-te la o parte, dă-te în spate, ia. Ok. Mamă, cum se lansează. Bă, trebuia pe rând, nu, trebuia, mă, le băgăm pe toate, ia să vedem. Ok. Da. Mă, uite, what, chiar sunt inimioare. Ce, bă, bă, e tare, e interesant, inimioarele. Da, ținu cam puțin, sincer. Bă, la 12 vreau să dăm drumul la toate deodată la multe rău. Bine, mă, Andrei. Bă, dar totuși am înțeles care-i faza cu asta, cu scaunul, adică uite-te la asta. Andrei, bă, oh my god, ajutor. Și tu mi-ai făcut la fel. Ai de cap meu, mamă, cum e? Bă, sunt la înălțime. Vai de mine, ce mă fac? Oh, what? Plutesc? Oh my god. Ha-ha. Wow. Savantule? Băieți, a venit momentul. După toată distracția cu artificiile, vine ora 12. Se apropie 2024. Sunteți gata? Apropo, am și o surpriză pentru voi. Vedeți în spate. Ce? Surpriză? Ce, mă? What?
Andrei, e toată lumea! Dorel, Ionuț, Ioan, Afan, Andrei 2010, Lucas! Ce, bă, nu cred! What? Dar parcă aveți alte planuri. Da, am vrut să vă facem o surpriză. What? Și Lucas de la pizzerie. Ho-ho-ho, la mulți ani și la cât mai multe pizze anul viitor. Mama, Andrei, nu pot să cred, de încolo. Cel mai tare revelion, nu cred. Mama, bă, Savantule, păi și unde suntem aici? Adică, ce se întâmplă? Vă aflați în cel mai tare oraș unde puteți să petreceți revelionul. Trebuie să apăsați butonul roșu când mai sunt doar 10 secunde până la 12. Stai, buton roșu? Ce buton roșu? Oh, mama, Andrei, fii atent. Deci butonul ăsta trebuie să-l apăsăm când mai sunt 10 secunde până la 12. Ok. Mama, și fii atent ce avem. Avem artificii de-astea micuțe. Mama, cât de tare. Ce, bă, da. Mamă, hai să mergem. Fii atent, Andrei. Deci eu o să iau bicicleta asta și o să mă plimb. Mamă, ia vezi-o cum e, bă, frate. Și, între timp tu vorbește cu Ioana și cu prietenii că mă duc să dau o tură, revin. De ce prinde viteză bicicleta asta, bă, ce se întâmplă, ce? M-am lovit de perete, nu se poate. Dați-vă că vine dupa cu artificii. Mamă! Iată ce zice acolo, Andrei, nu pot să cred că ați venit. Andrei, cât mai e până la 12? Zi repede că fac drifturi aici. Cream că o să fim singuri eu cu Silent Z. Bă, Andrei, cât mai e? Mai e un minut? Ce, mă, un minut? Doar un minut până la revelion? Da? Ai de capul meu. Bune, repede. Artificii, chestii nebunii. Haide, repede la buton, trebuie să ne pregătim. Hai! Vai de capul meu. Ok, zi, cât mai sunt 10 secunde. 20, 19. Aoleu, oameni buni, 24. Ok, bun. 14, 13, 12, 11. Am apăsat butonul. 10, 9. Ok, vino aici, Andrei, vino aici, repede. Ok, 3, 2, 1. La mulți ani, 2024, Andrei! Mamă! Băiatule! Ai de capul meu ce se întâmplă aici, mai ales cumva culorile României! Bă, la mulți ani! Ai de capul meu, mamă, m-a luat efectiv prin surprindere chestia asta. Mamă, câte artificii sunt, nici nu mai văd efectiv. Bă, la mulți ani 2024, la mulți ani, Savantule! Mamă, ia fi slepașa! Mamă! Andrei, vreau să-ți mulțumesc că ai fost alături de mine anul ăsta și sper să mai fim prieteni 100 de ani acum încolo. Și eu îți mulțumesc și vă mulțumesc și vouă, oameni buni. Vă mulțumesc și vouă, Ioana, Ionuț, Dorel, Lucas, Silent, Dama, Andrei. Am intrat în 2024, știi ce înseamnă? Ce înseamnă? Anul ăsta o să am buletin! Ce, mă? Și oameni buni, vreau să vă mulțumesc și vouă pentru toată susținerea de anul acesta. Pur și simplu mi se pare ireal ce s-a întâmplat. 2023 a fost un an incredibil, iar 2024 cred că o să fie și mai tare. Așadar, oameni buni, eu și Andrei 2010 vă urăm un an nou fericit! La mulți ani, oameni buni!